Mădlene glazurate cu ciocolată, cu zahăr pudră și lămâie și zahăr pudră. Și să vă arăt, ia uitați cum arată. Delicioase, bune, bune și gustoase. Sunt moi, 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 moi și delicate. Ne-ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi facem madlene în această formă. Deci, o să avem nevoie de un praf de sare. Apoi, 50 de grame de zahăr. Esență de vanilie. Coajă de portocală, dacă dorim să punem. Sau pastă de mandarine. Eu am scos-o de la congelator. Apoi, mai avem nevoie de un ou. 20 de lapte, 55 de făină, aici avem 50 de grame de unt și 2 grame de praf de copt. Și astăzi o să le și glasăm sau le dăm cu zahăr pudră, acum depinde de preferința fiecărui. Eu am pus aici cam o lingură de zahăr pudră și o să avem nevoie de câteva picături de lămâie, de zeamă de lămâie. O să dăm glazura, ingredientele deoparte, în vasul nostru. Vom pune zahărul, vom pune praful de sare, îl punem așa pe tot. Deci cât luăm între degetele sarea. Așa. Puteți pune puțină coajă de lămâie, o radeți, așa, o radeți așa frumos și puneți puțină coajă de lămâie sau, eu astăzi am să pun și pastă de mandarine, eu am scos-o de la congelator, să vă arăt că nu îngheață. Dă un gust foarte bun, mai ales la cozonaci, așa. Ia uitați cum arată pasta de mandarine. Eu o țin așa în punguță. Vedeți? Așa. Și am să iau așa cu o linguriță. Am să iau aici cu o linguriță. Și am să pun puțin în compoziția mea. Vedeți cum este pasta de mandarine? Așa. Și punem așa aici. O închidem și o dăm imediat la congelator. Așa. Vedeți? Aici avem zahărul cu sarea, cu coaja de lămâie și cu pastă de mandarine. Am să pun și puțină vanilie. Punem și oul. Și acum amestecăm. Amestecăm așa bine. Și adăugăm și laptele, ca să se topească zahărul. Se fac foarte, foarte repede. Este de preferat de făcut compoziția seara și să o puneți în forme la cuptor a doua zi dimineața. Dar dacă nu, lăsați măcar o oră să se odihnească. Așa. Și amestecăm așa bine. Vom adăuga și făină. Și praful de copt. Așa. Așa. Acum, untul îl voi topi, îl pun în microunde să se topească. Punem și untul pentru uns și formă. Am topit untul și pentru uns formă și să punem aici în compoziție. Amestecăm și acum adăugăm tot untul. Și acum o lăsăm să se odihnească. Cum am spus, este foarte bine să o lăsați, să o preparați seara și să o păgați la cuptor dimineață. Și
acoperim. Să vă arăt, eu mi-am pregătit aseară compoziția și am făcut, ia uitați, vedeți? Și o lăsăm să se odihnească ce am făcut acum și punem ce am făcut aseară în formă. Închidem și aceasta o lăsăm să se odihnească o noapte sau măcar o oră și dăm deoparte. Aici avem forma noastră. O să o ungem. Între timp dăm drumul și la cuptor. Eu am să dau drumul la 180 de grade și vor sta circa 8 minute la cuptor. Timp în care noi o să facem glazură. Așa. Am pus la 180 de grade și sus și jos eu am pus. Și acum, cu un pensonaj, o să ungem forma noastră cu unt. Așa, și începem de aici. Vedeți? Am uns forma cu unt. Peste tot, așa. Și acum vom pune compoziția noastră cu ajutorul unei lingurițe. Sau putem pune într-un poș și punem în formă. Eu voi pune cu ajutorul unei lingurițe. Așa. Și voi lua puțină compoziție de aici. O amestecăm puțin. Și acum luăm puțină compoziție și punem. Așa. Și acum le dăm la cuptor. Și le dăm la cuptor, circa 8 minute. Ne uităm la ceas, este și jumătate, 180 de grade și cât stau la cuptor, facem glazură. Așa. Aici avem cam o lingură de zahăr pudră. Și lămâia noastră. Așa, și tăiem ca să punem puțină zeamă de lămâie. Peste zahăr, vedeți? Peste zahărul pudră punem așa câteva picături și amestecăm. Să vedem consistența și dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Așa. Este încă gros, am să mai pun câteva picături. Așa. Deci cam două lingurițe de zeamă de lămâie am pus. Și aceasta este glazura și o să punem cu un pensonaj pe deasupra. Vedeți? Dacă mai e nevoie, mai punem o lingură de zahăr și mai facem cu... Vă spuneam, dacă mai e nevoie de glazură, mai facem. Le putem da și cu ciocolată pe deasupra. O să punem așa aici, o să topim. O punem la microunde, circa un minuțel, nu mai mult. Așa. Vedeți? Aici avem ciocolata. Am topit-o în microunde și acum o amestecăm. O amestecăm așa să se topească toată. Ia să le vedem cum sunt. Ia uitați-le cum au venit. Madlene. Și să le scoatem să vedem. Ia uitați cum a ieșit. Sunt moi. Așa. O să le scoatem încet una câte una. Și o să le dăm cu glazură și cu ciocolată. Așa. Și dăm așa pe deasupra.
Dăm cu glazura de lămâie și de zahăr pudră. Așa. Și așezăm așa aici. Și acum să dăm una și cu ciocolată. Așa, și ciocolata o să o punem așa cu lingurița. Sau tot cu un pensionaj dacă dorim. Și o să facem madlene glazurate cu ciocolată și cu lămâie și zahăr pudră. Vedeți? Așa. Și le așezam așa aici. Și acum să mai scoatem încet, încet. Ia uitați-le. Așa. Luăm ciocolată și punem pe deasupra, așa. Încet, încet. Și acestea o să le dăm cu zahăr pudră pe deasupra. Și o să le punem aici pe farfurie. Așa. Ia uitați. Așa și să vă arăt. Ia uitați cum arată. Delicioase. Bune, bune și gustoase. Sunt moi, 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 moi și delicate. Aceasta este rețeta de astăzi, făcută în această formă. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu următoarele rețete.